Deci mi-a zis, mără, să vă zic că dacă nu dați subscribe, acum vine Cristi peste voi, mâncava și prova asta. Și dacă dați subscribe, dacă nu dați subscribe, vin eu peste. Dacă dați subscribe, vin eu... Dați-mă subscribe, că nu mai știu nimic, nu mai înțeleg nimic, mâncava și pura voastră. Eu am înțeles că vrei să ții bătaie astăzi. Nu, am venit să dau bătaie. Să dai bătaie cui? Mă, dar nu e cam mare pentru tine? Eu zic că nu. Păi nu, mă, așa se vede pe cameră, frate, că dacă ne pui unul lângă altul, o să vezi diferența. Gen, tu ești mai mare decât... Da, da. Dar tu știi cine este? Normal că știu cine este. Cine este? Este marele Cristian Ristea. Nu. Tu știi cine este Teo? Nu, 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 nu. Are trei titluri mondiale câștigate până acum. El? Da. La ce? Are, a luat butonul ăla de 100.000 de abonați pe YouTube. Ah. Se apropie de 1.000.000. Ceva gaming. Și odată am câștigat un meci de CS. Deci un meci? Mai mult, îți dai seama, da. Vedem acum dacă o să câștigi și în ring. Eu, dar să nu-l iei tare, mă, frate. Nu, o să încerc să nu-l lovesc. Are meci și nu vreau să dai tare. Da? Da. Bine, Teo. Cristi, deci îl iei ușor. O să faci un sparing cu ideea niște tibiere, să-i poarte noroc. Și să nu te accidenteze prea, mare, prea tare, da, îi dau tibierele, că l-aș lăsat cu picioarele goale, știi? Uite, se uită la picioarele mele și râde, ești nebun? Și după aia faceți un low kick challenge frumos. Ce zici, Teo? Mie vine să plec, să iau mașina, să mă duc. Când postezi vlogul, să redirecționezi oamenii pe vlogul tău? Păi cred că înainte să-l postezi tu. Păi înainte să-l postezi eu, dar gen să-l postezi și eu, nu știu, la câteva zile după să intre lumea pe link. A, da, da. Păi și cum fac să-i redirecționez pe oameni pe vlog? Păi spune, aveți link în descriere. Aveți link în descriere. Bine, bine. Nu dau tare, mă jur, mă, gen, nu că nu vreau sau așa, dar chiar nu dau. Auzi, Cristi, te rog frumos să-ți iei proteza. Dacă te bați cu domnul Teo. Că eu-s rău de tot. Cum te simți după pumnia în burtă? Simt că am reînviat cumva. Bine, dar încă o dată, linkul de la vlogul lui Teo pentru a vedea pumnii în burtă este chiar în descrierea acestui videoclip. Și dacă tot vă duceți, dacă puteți să dați un subscribe și aici la canal la Zmără și acolo, sunteți minunați. Că am suferit și noi mult la viața noastră. Și ne ajută și pe noi un subscribe. E ca și cum a spune un plasture pe rană, înțelegeți? Păi știu, ai avut 1.000.000 de răni? Știi cum e? Oi fi tânăr pe fizic, dar poate astral sunt vechi. Ce-am zis, doamne? Hai că mai să mă culc. Ia uite cât. Te-ai pus proteza? Da. De ce? Vezi că eu nu-l pun. De că eu n-am. Păi... Nu e bine să facem fără. Aoleu. E melajez. Cred. Puțin așa, Teo, puțin. Trebuie auzi? Să facem încet asta fără Caterin, că trebuie să facem încet, că mă omor pe bune, Cristi. Pune tibiere? Da. Da? Eu chiar vreau să vă pune și tibiere. A, păi hai, a, ok. Stai să vă pune și niște tibiere așa frumos. Hai, uite, luăm tibiere pentru Teo. Și, uite, astea sunt tibierele lui Andrei. Le luăm aici și le dăm lui Ristea. Hai să mergem așa frumos. Andrei, îmi pare rău că ți-am luat tibierele, dar trebuie să le folosim pentru un caz aici de sparing. Sparing, cumbra. Uite, sparing? Sunt cam ude, le-a folosit Andrei. Am observat. Observa, nu? Am observat. Și ție îți dau niște tibiere de la knockout. Stai să vedem aici unde sunt și tibierele alea. Ia te o viața mea. Unde ești? Sunt aici în viața mea. Și să le pui? Nu. Păi pe una scrie left și pe una right. Unde? Eu nu știu să citesc. Glumesc. Glumea, nu. Stai, stai că nu pot, că mi-am pus și mânșile. Stai, uite, ăsta e left, ăsta pe piciorul stâmp. Păi da, mă, dar dă-ți mărușile jos și pune-le. Nu ca în Adidas. Ce? Băgat direct, zic, era în Adidas picior. Păi așa am crezut. Bine, așa, acolo, acolo, acolo. Bun, și acum strângi tare. Trebuie să le punem pe amândouă. Auzi? A? Acum că e pe camera aici, croșeul ăla chiar ai vrut să dai croșeul sau? Nu știu că... În viața mea, nu știu să dau, mă, gen, trebuie să dau drept, nu știu, mă, trebuie să mai învăț, să dai seama, am venit de 3 ori la tine. De 3 ori, avea. Stai că ne aude dușmanul în cap. Și să bagi niște biele? Păi e prima dată când le pun. Eu deja l-am impresionat, nu cred că îmi dă bloc pe Instagram. Nu mai vorbește cu mine. Ne întâlnim o dată, ne întâlnim în public să face că nu mă vede. Impresionat negativ.
Hai te o capra pe reușit. Bă, dar aici n-am dat. Ce n-ai? Cum să n-ai, mă, uite aici. A, e pe de înăuntru. Da. Într-un univers paralel, nu mai vorbesc. Într-un univers paralel, eu sunt ăla mare și tu ești ăla mic. Dar așa, ca să știi. Pentru mine ca oameni în țară. Ca oameni în țară, nu? Așa, un challenge pentru voi, se numește low kick challenge și vreau să vă las câte un low kick, dar nu oricum, vreau să faceți piatră fără fiecare hârtie. Și o să faceți piatră pentru că n-aș vrea să vă rupă picioarele, Cristi. Eu. Mi-e frică un pic. Hai. Față în față. Piatră, farfecă, hârtie. Deci facem 5 de astea și ne dăm. Nu, faceți prima pe pum, gen da. O piatră, farfecă, o hârtie și un picior. Da, facem care 5 câștigă, în total. Da, care câștigă, dă, dar nu oricum, cu ochii închiși, mâinile la ochi, ca să nu se vadă când dați low kick-ul. Cum cu ochii închiși? Ochii închiși care dă? Nu, ochii închiși care primește, ca să n-ai timp să-l barezi. Ah, gen. Ok. Fii atent. Piatră, farfecă, hârtie la și, da? 1, 2, 3 și... Nu prea a fost și. Da, hai. 1. Zi tu. 1 2 3 și. 1 2 3 și. 1 2 3 și. Ok, închiși, Cristi. Să nu dai tare, Teo. O să încerc să nu te lovesc, Cristi, da? Bă, dar dai, chiar vreau serios, dai. Îi dau tare? Mhm. Da. Bun, mi-a dat seama cu ce oameni se luptă omul ăsta. Se poate și mai tare. Și am venit eu, ești nebun să-i dau picioare? Hai, iar. Aveți una. 3, Doamne, sper să câștig eu tot, că e geam. 3, 2, 1 și... Sau. 3, 2, 1 și... Nu s-a pus, mă. Hai, dar fă pe palmă ca să ai beat-ul. 3, stai așa. Pă, mă, deodată, tu faci așa? Hai. 3, 2, 1 și asta zic. 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și mâna la ochi ca să băiatul meu, vorbine să-l cunosc. Ține mâine, ține mâine pe ochi. Ia vorbine. Bă, Cristi, fără Caterinca. Fără Caterinca, îți dau. N-am primit picioare în viața mea, gândește-te. Uite, când blochezi, ia uite, încordează cu apsa și pui puțin contra. Toată bună început. Păi și eu cum să pun contra dacă eu nu știu cum vine, mă? Asta e ideea. Hai, ține picioarele acolo. Ai, Doamne Dumnezeu. Că nu sunt doar foarte rău. Gata, hai că a fost minunat. N-a dat tare. A fugit, mă, să mă. Băi, așa n-a ajutat. Mi-a fost frică. Băi, știi care e faza? La mine e viața mea. Eu nu am fost cu bătăi cu astea. Și când știu că vine ceva, îmi vine să fug. Trei, încă trei. Hai. 3, 2, 1 și... Tot eu, da? Uite, vezi, de-aia fug, ești nebun. Păi acum ce să mai merg, mâncați aici curata? Ce să mai merg acum, zi tu ce să mai merg? Ce simte? Hai, Mateo, că n-a fost așa tare. Știi când o să resimți cum trebuie? Mâine. Mâine. Mâine e ce trebuie. Mâine ții mașina, e drama ta. Nu cu are în servis. Dar ne ducem așa o luăm dacă e nevoie, că nu cred numai. Știi cum cu manetă de mefcăie în mână? Hai, stai să nu-l călzi. Bă, încă două. Să facem cumva să câștig și eu astea două, că nu. Îți dau pe drept acum. Hai, că-ți dă pe drept. Să nu mai vedem. 3, 2, 1 și... Hai să mai facem o dată, vă rog. Hai. Păstă, mâine, la urmă, piciorul. Vrei pe ăsta, mă? Pe dreptă? Păi nu mai pot pe ăsta în viața mea. Nu o să mai mergi pe ăsta. Bă, dă-i mai încet, te rog. Nu am ținut la tare, că nu sunt picioare. Dă-i mai încet, că nu mor. Eu doar te pun și te încep cu el, nu. Doar te împingi. Aolo, bă, nu mai vreau, mă, îți mără. Nu te-ai mișcat pentru că sunt lucruri de rog. Hai. Mai ai zis că vrei să te bați, să fii luptător? Păi viața mea nu așa! Dar cum? Hai. Hai, ăsta a fost ok. Da, celălalt mâncați aici cura ta. Pareza, mă. Încă unul am început. Încă unul mai vreau, Teo. Mai avem doar unul. 3, 2, 1 și... A început bine, a terminat frumos pe la final. Hai, Teo. Pe care vrei? Pe dreptul, pe stângul? Tot pe dreptul. Nu se poate. Cum e posibil, Doamne, să... Tot pe dreptul, da? Haide.
Și aici nu mai vreau să te țin. Acum îți dai seama că o să dea tare, nu? Nu, că dacă o stângă, e piciorul lui slab. Piciorul meu slab. Drept e mai puternic. E nu, nu, nu! Nu? La jumate decât poți tu. Nu! E mult rău, dar tot jumate cât poate el, că el poate atâta viața. Nu știu, să dea atâta. Și eu aș vrea atâta. Atât să-l dau. Hai. Și care chestia a făcut challenge-ul ăsta cu tibiere, zi să rămână. Că a fost ok. Da, a fost. Se putea mai rău. Voi vă dați seama că se putea mai rău? Pe scara de la 1 la 10, cât ai simțit de tare? Aici? Nu, pe ăsta. Pe ăsta, ăla al doilea? Bă, ținând cont că n-am mai primit... Nu, 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 că nu e nevoie, n-are rost, viața mea nu... Mai contribuie. Nu, nu. Nu ți-l dau tare, ți-l dau apăsat. Nu. Ținând cont că eu nu mi-am mai luat înainte, eu zic 10, mâncați ești curata, 10, dar da? Știu că nu e 10, că se poate și mai rău, că a zis el, deci cred că 8. Hai să plec, nu, 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 dacă vrei zine să zici poți, doar, nu, că eu nu, eu astăzi sunt, mă duc la spa. Vreau să, scuze-mă, vreau să le zici că dacă nu dau subscribe acum, o să vină Cristi peste ei. Deci mi-a zis mără să vă zic că dacă nu dați subscribe acum, vine Cristi peste voi, mâncava și proastă. Și dacă dați subscribe... Dacă nu dați subscribe, vin eu peste. Dacă dați subscribe, vin eu... Dați-mă subscribe, că nu mai știu nimic, nu mai înțeleg nimic, mâncava și pura voastră.